Bună ziua! Ne aflăm la podcastul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Astăzi l-avem invitat pe Marius Florea Vizante, cum îl știm cu toții. Marius, obosit încă? Nu, că când apare camera și reflectorul s-a terminat, oboseala nu mai există, nu, era ca la Pavlov. Poți să fii distrus, ne zice, când ai pășit, zice, deodată totul e bine. Bine ați venit la Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Îți place sala noastră? Foarte mult. Ce-mi place e că, deși nu sunt chiar pe scenă, acustica e bună. Și la orice sală, asta îmi place foarte mult, că nu te împinge să faci mai mult decât e. Adică să minți. Să fii un actor prost. Și că poți să joci la nuanță, cum spuneau profesorii noștri, la, da, trecerile, pragurile se văd, da? Se văd, imediat, se simt fără să le confecționezi. Și că poți juca aproape ca la film, aproape ca la film, ceea ce poate aduce actorul mult mai aproape de spectator și invers. Dacă... și de un firesc. Nu cotidian, pentru că nu e firescul. Iarăși, cineva cotidian. Spunea că dom'le, trebuie să justificăm metrul ăsta care ne pune deasupra publicului. Corect. Foarte frumos spus. Da. Trebuie să avem un metru în plus, cumva, într-un fel. Da. Eu am avut o perioadă, eram holtei și l-am cunoscut pe Ianțu, cânta într-un spectacol în care jucam la Național și ne-am cunoscut cu Virgil Ianțu. Și ne-am împrietenit. Aveam povești în Timișoara, că bunicii mei erau de pe acolo și în sfârșit. Și mergeam la repetiții sau la teatru și în rest aveam timp liber, eram amândoi burlaci. Bă, ce dacă facem? Haide să ne ținem de treabă, mergem la sală, porumb, facem cu tare, nu știu ce. Și era și chiar, cred că, postul Paștelui. Și mergeam la sală cu antrenor, că el avea bani, era, vrei să fii milionar, copiii spun lucruri trăznite, avea și bani, era antrenor personal, stătea de fundul nostru, să ne împingă încă una, hai, transpiră, fă drești, pe aia dă-i cu saună, ne topeam și acolo, dormeam în saună, pe urmă ne duceam în șez și mâncam de post. Tatăl i-a fost și preot și el e mai credincios decât mine, să zic așa, mai practicant. Și am ținut și post. Mâncam numai cu tărică și nu știu ce, nu știu cum. Băi, mergeam aproape în fiecare zi la sală. Ne sunam seara, jură că nu ai mâncat, că n-ai băut. Mă jur! Nu știu ce. Băi, pe cariera ta că n-ai făcut. Da, mă, nu știu ce. Bun. Treci postul. Cât au fost? 40 de zile sau câte sunt, că nu știu. Cât. Așa, în sfârșit. Dar l-am ținut, realmente. Cine știe dacă am picat odată, am mușcat dintr-o grisină. Deci nu am... fără alcool, fără nimic. Ne cântărim amândoi. El slăbise vreo 5 kg, 4-5 kg și, tu ai și eu 1,6 kg, făcând exact același lucru. Vezi, e nedreaptă viața. N-are niciun rost. nu asta e șmecheria, mi-au haine mai largi. Și acum? Și acum. Da, țin asta intermitent, încerc să... paradoxal am energie, știi cât aștepți, bă, nu mănânc și zic, bă, să vezi că o să leșin. Nu, am energie. Dar tu de obicei mâncai dimineața? Da, mâncam ceva dimineața, da. Înainte de spectacol, mănânci? Nu prea. Sau dacă știu că am un spectacol solicitant, iau ceva de genul ciocolată sau ceva cu mai mult zahăr ca să am energie, dar nu volum. Și după? De multe ori mănânc după. Am chestia asta și cred că, nu știu, cred că marea majoritatea noastră o avem, a actorilor. După spectacol nu poți să te culci imediat, că n-ai cum, e o minciună, asta înseamnă că ai mințit pe scenă, asta înseamnă că n-ai fiert. Da, încă ai o doză de energie. Eu de-abia după aceea aș mai da un spectacol. Păi da, știi, și e o minciună, dacă te scoți din priză, n-ai cum. Atunci mai ai încă o coadă de cometă, de energie, de adrenalină, de vrei să savurești ce s-a întâmplat, să se liniștească firesc, normal, ca după furtună. Și ce faci? Mai stai pe la teatru, pe acolo, te așezi la o măsuță, mai povestești cu unii sau vin unii la spectacol și stau după aia. Și dacă mai bei și un pahar, trebuie să și mănânci ceva, știi? Și atunci e greu. E greu cu asta, cu seara, să mănânci seara târziu. Asta e greu. Păi da. Și atunci e mai simplu să nu mănânci dimineața. Corect. Da. Dormi până mai târziu? Da, asta reușesc. Când poți.
Da, slavă, eu așa am zis că eu m-am făcut actor să nu mă scol de dimineață. Aha. Asta a fost prima chestie. Dar nu prea ți-a ieșit. Așa. Dacă sunt actor de teatru, îmi iese. Nu mă scol chiar de la prima oră. Dacă fac film, e nenorocire. Că asta era gluma preferată pe care o făceam în anii 90, când am intrat la facultate, la o facultate particulară, am făcut 3 ani, primii 3 ani, din 90-93. Și asta era gluma preferată. Dom'le, eu am ales să fac teatru ca să nu mă scol de dimineață. La uzină mă scol de dimineață. Și foarte repede mă cunosc cu Nae Caranfil și facem primul film, Periculoso Sporgersi. Și bineînțeles că orice zi de filmare, la ora 5 dimineața, pe lumina aia crudă, am zis ok, nu mă mai laud că m-am făcut actor să nu mă scol de dimineață, că nu mi-a ieșit. 5 e o oră rezonabilă, da, că da, sunt da. La 2 dimineață sunt acolo, nu? Când ai filmat ultima oară? Când ai fost într-un proiect de film? Da, ultimul proiect de film, un an și ceva în urmă, s-a chemat Dosarul 631, Marius Barna. E un film politic. Uh-huh. Nu e neapărat un film de public, să zic așa, nu e un film de asta care film să satisfacă. E un lungmetraj. Greu găsești filme politice care să le poți numi chiar de artă. E un scenariu oarecum interesant, dar trist, în sensul în care tot e o manipulare și suntem mult prea mici pentru niște războaie prea mari. Și se poate viziona? Da, cred că a și fost pe Cinemaraton de curând. El a fost în cinema, dar, repet, nefiind un film accesibil publicului larg și nefiind neapărat o comedie sau o melodramă sau ceva, o dramă romantică, care, să zic, cum zice americanul, mainstream sau crowd pleaser, adică să fie în valul principal sau să facă plăcere publicului, traduc pentru cei care nu știu franceză, evident că n-a făcut așa multe intrări, dar e un film interesant și cu actori foarte buni, o distribuție foarte bună, de la tânărul, și bineînțeles că întotdeauna vine un lapsus, Iosif Baștină, Mircea Rusu, mulți. Dar cum îți alegi proiectele de film? Bună întrebare, dar e total greșită. Nu îți alegi proiectele de film, neam, la câte filme să fac, n-ai ce să alegi. Alegi ce vine, nu? Sau când chiar e nasol, refuzi. Da. Ți s-a întâmplat să refuzi? Da, îmi pare rău pentru cei în care i-am refuzat, dar asta fac și în teatru, îmi permit luxul să refuz. Dacă e ceva ce, să zic, apreciez la faptul că am înaintat în vârstă în profesie și că am căpătat experiență și un pic de notorietate, ăsta este luxul de a, și îndrăzneala de a refuza. De a nu fi obligat să zici, băi, sunt la începutul, trebuie și trebuie să fac orice. Bun, prost, mă servește sau nu. Păi, cred că toți la începutul carierei nu ne punem problema să refuzăm că nu ne potrivim noi cu proiectul sau că nu ne place sau că nu ne place conjunctura, regizorul, este, textul, da. Habar n-am, ceva. Nu prea poți. Pentru că atunci trebuie să te afirmi, să te arăți. Și atunci te arăți prin orice mijloace. Nu? Inclusiv făcând lucruri care sunt în contra inimii tale. Nu? Cum spunem noi, e contra cœur. Dar slavă Domnului, norocul, șansa în carieră mi-a permis să refuz destul de repede lucruri unde nu mă simțeam bine. Și o chestie de fapt foarte simplă și sinceră. Dom'le, dacă mie nu-mi place sau nu mă atrage, poftim, sau nu înțeleg, s-au întâmplat cazuri în care m-am dus fericit că am fost ales să intru în distribuția unei chestii. Și ajungând acolo la primele lecturi, dom'le, mi-am dat seama că nu înțeleg, că nu comunic cu regizorul, că nu înțeleg și că evident o să fiu prost. Și nu e o chestie personală, vezi, Doamne, eu mă pun într-o lumină proastă, o să dau rateu. Nu e numai asta. Dacă eu o să fiu prost, produsul o să fie prost, toată lumea o să fie nefericită. Și atunci pentru ce o facem?
că suntem la serviciu, că avem în fișa postului, că suntem angajați pe perioadă nedeterminată, stai că nu suntem la șaibă, trebuie să bați 100 de șaibe. Așa scopul este, de fapt, performanța. E o replică foarte frumoasă. Da, dar știi că puțini au curajul ăsta dintre actori să recunoască că nu se potrivesc într-un proiect sau că nu simt proiectul sau nu dar simt eu o i-aș comunicare acuza puțin cu un regizor. Și mai ales dacă proiectul este unul de mai, da, anvergură care promite, sau da, cu niște nume sonore, cu niște parteneri, să zic, care contează în profesia noastră, să spun așa, n-au curajul ăsta să spună... Pot să înțeleg, pot să înțeleg. În fond, orice lucru nou, nu, și care nu e din prima uns așa... e susceptibil de negociere, nu? Și atunci negociez. Vreau să fiu un proiectul ăla, chiar dacă nu-mi place, nu știu ce, pun în balanță ceva ce vreau să fac. Și asta e chestia de negociere. Dar pe de altă parte, dacă ești foarte sincer cu tine, nu refuzi de teamă că nu vei mai fi chemat. Da, și asta e adevărat. Gelu Colceag, profesorul meu, domnul Gelu Colceag, avea o replică care mi-a rămas în minte și o folosesc de câte ori pot sau mă gândesc la ea și la mine. Dom'le, dacă ți-e frică că cineva îți fură ideea, înseamnă că n-ai decât una. Da. Și atunci evident că te agăți, nu poți să refuzi. Stau acolo, nu convine, stau acolo. Știi? Stai mă frate, viața e lungă. Sunt 1000 de oportunități pe lumea asta. Fii tu deschis și prinde-le. Vine ceva. Și am mai constatat ceva, știu că sună ca din oracolele alea sau din ghicitoarele astea de pe Facebook, din, așa, de pe TikTok, dar am trăit-o de atâtea ori încât pot să o certific. Dom'le, cu cât refuzi mai mult, cu atât se deschid alte oportunități. Bă, imediat se întâmplă altceva, da, apare ceva. Păi lași, dacă tu... lași o, da, ocazia să fie un nou început. Și nu? Chiar se întâmplă. Așa e, da. Serios, am observat asta chiar și cu banii. Când eram în perioada de asta în care eram strâmtorat rău de tot, eram așa foarte zgârcit și nu... Bă, nu, deși meritat-o cheltuiala respectivă. Și parcă mă afundam de mai rău, mai rău. Dom'le, odată când zicea, bă, asta e, și ce, mâine nu mai mănânc nimic, gata. Bă, a doua zi sau imediat suna telefonul, apărea un proiect, se întâmpla ceva. Când ai început să faci bani? Și cum? Niciodată n-am făcut bani. Bine, să mai fii în perioada asta așa, sunt La mine a fost ca la coloana lui Brâncuș, știi? Acum mi-a dat drumul, acum a strâns de gât. A fost în valuri. În prima fază am fost, noi fiind și patru copii la părinți, evident mama trebuia să ocupe de copii, deci aveam un singur salariu la 6 guri, 4 uniforme, îmbracă 4 copii de vârste diferite, nu prea puteam să ne împrumutăm hainele de la unii la alții, am fost realmente săraci. Și cumva asta încet, încet ți se înfige în cap acolo să fii mai atent, să fii chivernisit, să fii calculat, să nu cheltui așa, să nu știu ce. Până la un punct e bine, de la un punct încolo devii zgârcit cu tine însuți și nu e ok. Deci în perioada studenției am fost sărac rupt, împrumutam tot timpul, eu împrumutam câte o țigară. Așa. Mai ești dator și acum bănesc. Câteva cartușe, câteva da, dube de țigări. Așa. Am intrat la facultatea particulară și asta a fost o poveste că am dat la stat în 90 imediat după Revoluție și habar n-aveam, nu știam absolut nimic despre examenul de admitere, despre probe, despre ce trebuie să pregătesc, repertoriu, chestiile alea, habar n-aveam. Am aflat și eu câteva zile înainte, ce știu eu, mă duc acolo. Și evident n-am luat, eram și necopt. Dar am trecut de toate probele alea eliminatorii, adică nu eram chiar de dat afară din prima, nu trebuia să ocolesc teatru. Adică doar ceva, că nu eram... ei au văzut ceva da, în da, tine. Da. Eu n-am înțeles atunci pe moment cum de-am putut să iau 3, nu știu cât, la ultima probă, că asta înseamnă să nu cumva să mă mai gândesc vreodată să intru în teatru ca spectator, nu să fac teatru.
Și am avut curajul ăsta și l-am sunat pe domnul Florin Zanfirescu, care mă încurajase la o probă înainte și l-am simțit foarte cald. Și am îndrăznit și l-am sunat să-l întreb, dom'le, ce-i cu nota asta 3.42? De ce nu-i 3.47 sau 5.62? Sau... Mie oricum îmi trebuia o notă mică ca să-mi iasă media să intru la ultima probă. Și am îndrăznit și l-am sunat pentru că zic, dom'le, nu înțeleg, sunt eu nebun, cred despre mine că mă pricep la ceva la ce nu mă pricep deloc. Și zice, nu, stai liniștit, sau de-aia ai trecut la toate etapele, că se vede că ai calități, că nu știu ce, dar nu e momentul tău, tu nu erai pregătit să intri. Tu, fii serios, continuă, du-te la trupele tale cu tare, pregătește-ți un repertoriu din vreme, vino ca audient dacă vrei la noi la institut și vei intra la anul, cu certitudine. Și asta m-a liniștit. Și atunci am aflat că s-a deschis prima facultate particulară din România, Academia de Arte Luceafăru. Și zic, dom'le, mă duc acolo până la anul. Doar că taxa care trebuia plătită în avans era, țin minte și acum, 38.000 de lei. Deci pentru cei care nu știu ce însemnau banii ăștia, un salariu mediu pe vremea aia era undeva la 2.500 de lei. Wow. Un salariu mediu. Deci vorbim de mai mult decât câștiga un om într-un an de zile. Da. Mult mai mult. Mult. E, acum noi, repet, eram 6 guri la un salariu. Cine avea 38.000 de lei? Dar probabil că atât de desfigurat am fost eu când am ajuns acasă și am îndrăznit să spun lui taică-mi că eu mă gândesc să fac chestia asta. Că el n-a zis nimic. Și peste vreo câteva zile mă cheamă în bucătărie. Ce închide ușa. De obicei că mă cheamă în bucătărie, era nasol. Am făcut eu ceva. M-a prins cu ceva, a auzit el ceva, m-a părât cineva, s-a întâmplat ceva, un vecin, o ceva, nu știu, e nasol. De ce atât am făcut? Ce naiba am mai făcut? Nici nu știam, adică, că știi cum e? Când ai mai multe bube pe cap, nu zici tu scuze-mă pentru aia, că poate nu e aia. E aia. Poate una mai mică. Știi? Și eram doar așa, ai să vezi ce nu știu ce. Și văd că scoate și servieta. Tata, fiind ofițer de carieră, aveau niște serviete destul de tip, gențile alea, diplomat. Da, le știu. Și ofițer de aviație, era neagră. Și o pune și pe masă. Mă, zice, era ca, nu știu, inchiziția. Deci de acolo urmau niște acte, urma, deci viața mea a luat sfârșit. Pac, deschide, pac, pac, deschide clapetele alea, paf, deschide diplomatul. Cu negru spre mine, adică eu nu vedeam ce e înăuntru. Tensiunea crește. Și zice, bă, uite care e chestia. Și cum torn așa foarte serios. Băi, tu nu ești singurul copil al familiei, sunteți patru. Mamă, stai să vezi că e nasol cu familia, deci e nasol. Așa, și toți avem nevoi. Uite-te și tu, suntem în libertate și noi avem televizor alb negru. Și după cum bine știi, nu, iarăși mă uit acolo, era o chestie de asta, CAR se chema, Casa de Ajutor Reciproc. Adică tu te dai niște bănuți lunar și din când în când, la vreun an sau doi ani, îți venea rândul să iei înapoi toți bănuții aia pe care îi puneai acolo. Și era o rotativă. Și zice, era rândul meu să iau CAR-ul pentru televizor, covor și mașină de spălat. Mă rog, mai erau și altele mai mici, dar astea erau esențiale. Da. Televizorul era pentru toți, covorul pentru toți și mașina spus săraca, maica mea clătea pentru 6 oameni în cadă cu apă rece, mă rog, nu vreți să știți. Așa. Și zice, și întoarce geanta, ăștia sunt. Wow. Bani, zice, ia-i, dar sper să dovedești că merită. Și în geanta aia erau 38.000 de lei. O să-mi în viața mea atâția bani la oaltă. Și îmi vânzusem 5.000 la oaltă, dar 38.000. Wow, ce responsabilitate. Și atât de instantaneu m-a responsabilizat chestia, că am devenit toată solemn așa, mi s-a îndreptat coloana și am zis, îți jur că din momentul ăsta eu nu o să-ți mai cer niciun leu pentru nimic, nici pentru haine, nici pentru nimic. Că am să-ți dau toți banii ăștia înapoi până la ultimul leuț. Cât de repede pot. Și din momentul ăla am început să fac ceea ce astăzi se cheamă, să zicem, stand-up comedy. Dar de fapt erau niște monologe satirice în spectacole de variete.
inclusiv în baruri de noapte, că ăștia erau cei mai ușor bani de câștigat și erau mai dese aparițiile. Pe vremea respectivă, probabil că și acum erau așa zisele mici programe de cabaret. Da. În barurile de noapte, în afară că oamenii discutau, beau și nu știu ce, era și o scenă acolo. Și apăreau niște doamne cu niște pene care dansau, era o trupă care cânta, mari ăștia ai noștri, Loredana, Cotabiță, care erau pe vremea aia, Marina Voica, cineva era. Dorobanțu. Toți ăștia, nu știu ce, cântau, șlagărele vremii, nu știu ce cu tare, și evident trebuia să fie și un glumeț pe acolo. Și între ăștia, ca să vă enumăr așa, era de la Dem Rădulescu, Jean Constantin, Horia Șerbănescu, în sfârșit Dor Octavian Dumitru. Și mi-am făcut și eu cumva loc. Îți dai seama, aveam 19 ani, nu, 18 ani, nu împlinisem 19 ani. Uh, 18 ani proaspăt împliniți. Blonziu, așa pierdut pe lume, n-aveam nicio treabă cu ea, erau mari, deja de mult cunoscuți pe la televizor și eram probabil o apariție exotică ceva. Și impresarul a început să mă caute, evident mă plăteau infinit mai puțin decât pe Bibanu, nu? Sau pe Jean Constantin, sau pe cinema, Nicu Constantin, cine mai făcea din astea, așa. Dar pentru mine erau niște bani, nu câștigasem în viața mea un leu. Da. Ba da, mint, odată am făcut un schimb cu cineva și i-am dat eu ceva și mi-a dat o monedă de aluminiu din aia de 5 lei. Ei au fost singurii bani pe care i-am făcut. Și că am început să câștig bani, mulți. În raport cu salariul lui taică-miu săracul care pleca dimineața, venea seara cocoșat. Da. Eu îi făceam într-o săptămână sau așa ceva. Și uite așa am reușit foarte repede să-i dau toți banii înapoi și într-adevăr să nu mai... Ba chiar să aduc banii în casă. Și asta a fost o perioadă de aproape 3 ani de zile, cât am fost în facultatea asta particulară. Dar tu n-ai mai dat admitere în perioada asta de 3 ani? Atât de bine a fost acolo, atât de serioasă era treaba, atât de mișto era gașca. Așa era, da. Știu. Și aici poate să certifice Alex, Ion Alexandrescu, colegul nostru. Da, da. Eram în aceeași grupă. Cătălin Crișani era la facultatea asta, Berti Barbera, Șerban George, Vișdan Tudor, adică mulți care au făcut mai departe carieră aceea, da. Într-un fel sau altul. Sunt mai mulți, n-am scapat acum. Și era o emulație și o dorință de a face și nu s-au inventat peste noapte alți profesori. Erau de fapt toți profesorii de la institut care veneau și lucrau puțin și în regim privat. Exact, da. Și cumva aveau și o ambiție în plus. Că acolo la stat rămăseseră pe o programă stupidă, moștenită, comunistă, pe când aici, având sentimentul de libertate, spuneau și făceau și lucruri ale lor. Da, așa sau pe este. Care le simțeau că acolo sunt un pic reprimate. Și a fost atât de bine încât nici nu mi-a mai pus problema să dau la stat 3 ani de zile. Și mă rog, într-o vară m-am plictisit, eram între anul 3 și anul 4, mă rog, și am dat la stat și am intrat și... Am rămas și am mai făcut încă 4 ani la stat. Dar mă întorc că sunt niște paranteze lungi cu banii ăștia. Evident că în perioada asta când am intrat la stat s-a terminat. Da. Și iarăși am fost sărac. După aia, spre partea a doua facultății de la stat, Radu Gabriel ne-a adunat pe câțiva de acolo și am fondat noua variantă profesionistă a grupului VOO. El a avut o perioadă cu studenți de la alte facultăți, amatori. Folchiști, cu tare, nu știu ce, băieți, glumeți și nu știu ce. Da, știu, ați avut mare succes cu grupul VOO și într-adevăr era un lucru de calitate făcut. Și Radu Gabriel era vinovatul, cu ghilimele, și am început să apărăm la televizor. În primele apariții apăream pe la televizor, pe la TVR1, țin minte, și erau anii aia de pionierat ai televiziunii în care lumea nu prea dădea bani să-ți faci reclamă, ci dădeau produse. Și noi apăream acolo cu cât un sketch cu grupul VOO și plecam acasă cu un salam, cu 3 biscuiți, cu cozonac. La un moment dat aveam în casă un mic depozit, aveam vreo 6 prăjitoare de pâine, 8 fănuri, 6 râșnițe. De la diverse de astea care dădeau produse emisiunilor ca sponsorizare cum ar veni. Și ăștia așa își plăteau cum ar veni, angajați, invitații, nu știu ce. Eu deja aveam, cum să zic, un mic butic. Acum să faci piața de desfacere. Nu știi ce făceam? De-abia așteptam să mai cheme cineva la o nuntă, un botez sau o zi de naștere, că aveam ce să-i duc cadou.
Păi ce făceam cu 7 fânuri? Da. Deci toată familia mea, cred că și acum mai au fânuri, râșnițe și prăjitoare de pâine de atunci. Așa. După care încet, încet am început să fim și plătiți. Mm-hmm. Și iarăși am dat de bani. Am ajuns spre finalul perioadei, de vreo 5 ani de zile am fost în grupul vouă ăsta, cu Maria Buză, Radu Gabriel, Gigi Frim, da, și așa. Pe care l-avem invitat, da, în zilele Elvira Godan. E, și cu Gigi am o poveste frumoasă și lungă. O să vă zic pe scurt și pe asta, că e prea frumoasă, dacă tot vine Gigi. Da. Dar ce ziceam, că am început să luăm bani, apăream la Antena 1, făceam 5 sketch-uri în fiecare săptămână. Deci vorbim de câteva sute de sketch-uri, uh-huh, pe care le scriam de principiu Radu Gabriel, dar noi făceam zilnic câteva ore, pur și simplu eram la serviciu, uh-huh, câteva ore ne întâlneam într-o sală și făceam un fel de brainstorming, uh-huh, și tot aruncam diverse idei și, uh-huh, care prindea mai mult contur, începeam și eu mai lucram, o nu știu ce, o nu știu cum, fiecare spunea o părere, o idee, o replică, începeam, hai să improvizăm câteva replici, să vedem încotro duce, auzi, dar n-ar fi mai interesant să nu fac așa, să intre de acolo sau să apară așa, nu știu ce, după care Gabi se ducea acasă, le structura și revenea, și revenea și chiar cu ele scrise cu replici, uh-huh. Ne aduceam după aia și noi aportul, mai dădeam o replică, mai improvizam ceva, dar de principiu, să zic așa, 90% era înțelepciunea și creația lui Radu Gabriel. Știi că suntem în tratativă acum cu domnul, da? Radu Gabriel să vină să monteze la noi în stagiunea viitoare. O alegere foarte bună. O alegere, da, foarte bună. Și va fi o mare bucurie pentru actori. Sunt sigură. O mare bucurie pentru actori. Este unul dintre puținii oameni cu care am lucrat, pot să-i număr de fapt pe degetele de la o mână, o să-i zic și pe ceilalți, care vorbesc pe limba noastră, uh-huh, actorilor. Înțelegi, dom'le, nu că înțelegi, îți înțelege corpul, pleacă, ți-a dat o indicație și tu o faci. Nu stăm și discutăm, băi, rolul ăsta trebuie să... Mai sunt câțiva, în primul rând Gelu Colceag, și ai ce certificat. Și pe domnul Colceag vreau să-l aduc. Am fost la nenumărate festivaluri internaționale, unde erau și consfătuiri și, uh-huh, workshop-uri și ne întâlneam și discutam, uh-huh, separat și mai departe și absolut peste tot, deci nu e părerea mea, a fost considerat ca un fiind unul dintre cei mai buni pedagogi de art actorului. Așa este, da. Dar în lume vorbesc, deci aici, na. Așa este. Gelu Colceag, Radu Gabriel, na, e caranfil, paradoxal. Deși el o face instinctiv, cumva. Dar asta e tot un talent, pentru că cea mai frumoasă definiție a talentului pe care am găsit-o eu până acum, asta este. Michael Chekhov a zis-o. Talentul este intuirea măsurii exacte. Ce frumos. Atunci când orice ai face, tu ești în armonie cu restul. Și atunci nu poți să fii nici fals, nici pe lângă, nici greșit. Așa este. Asta e talentul. Că ce faci cu el, asta e altă discuție. Bun, și revenind, luam bani pentru că apăream de 5 ori pe săptămână, săptămână de săptămână la televizor. Mm-hmm. Și începusem să adun bani. Și uite, așa mi-am cumpărat și un apartament, încet, încet. Dar când te-ai îndrăgostit prima dată? Prima dată m-am îndrăgostit în clasa a întâia, la sfârșitul clasei a întâia. De colega mea de bancă, Lucica. Țin minte și acum. Mai știi ceva de Lucica? Absolut nimic. Am căutat-o de câteva ori, dar nu mai știu numele de familie. Nu știu dacă pe ea o chema Luciana și noi îi spuneam Lucica. Nu știu nimic, știu doar că ar trebui să fie de aceeași vârstă cu mine, nu? Da. Și că a făcut în primii 2 ani sau așa, în primul an, la școala centrală, sau nu știu cum s-o fi chemat, aia cea mai veche și cea mai frumoasă, din media. Și... Uh-huh. Dar mai mult, nu știu, am mai fost de vreo 2 ori pe acolo și n-am reușit să dau de ea. Pe urmă, culmea, tot de o colegă de bancă, aici în București, în clasa a 3-a, 4-a, pe ea o știu. Domnica Țundrea lucrează la Radio România. Uh-huh. Am fost așa îndrăgostit în tăcere, pentru că nici măcar nu permiteam să-i spun. Era atât de delicată, așa o fată care graseia. Uh-huh. Și în continuare, e o persoană foarte delicată, foarte așa, cu un nivel cultural înalt. Și tot așa. Dar ai fost vreodată curtat? Da. Adică eu cred că
toți trecem până de astea. Mm-hmm. Eu nu cred că există cineva care doar el a fost îndrăgostit sau ea. Nu cred că există. Mm-hmm. Așa cum nu există alb sau negru, așa cum nu există doar comedie sau doar tragedie. Că nici nu poate să existe una fără alta, poate să numim lumină fără întuneric. Mm-hmm. Că n-ai cu ce să compari. Da, da, e flatant uneori, dar alteori poți devine simțit cumva sau nesimțitor și să rănești oamenii. Am făcut și asta. Pare rău, cred e rușine, că dar asta e. La un moment dat am rănit și uneori fără să vreau, adică din nesimțire, nu știu cum să-ți din nesimțire, dar nu nesimțirea aia că am fost obraznic, sau, uh-huh. ci că n-am simțit, nu mi-am dat seama, n-am avut talent. Uh-huh. Pentru relația aia. A fost o relație netalentată. Da. În fel și fel de feluri. Și acum ești și tată, nu? Da, tată de 16 ani, acum. Jumate. Am ceva și tate. Și cum e să fii tată de adolescent? Particular avem noroc. Adică suntem... ne-am îngâiat Dumnezeu pe creștet cu un copil surprinzător, suspect. De bun. Suspect de bun. Chiar discutam la un moment dat când era ea mai mică. Băi nene, copilul ăsta n-a făcut una gogonată. Deci n-ai ședințe în bucătărie. Nu, nu prea. Nu prea. Mai și oricum le face nevastă mea. Că aici da, am delegat, da. Am fost smart. Am lăsat-o pe ea. Ea e mai ordonată, ea e mai așa. Eu sunt mai artist. Și oricum e bine, știi, să joci rolurile astea bad cap, good cap. Asta era o schemă. Unul face pe rău și unul vine și împacă. Sau las că te scot eu, zi mie, știi? Și ne merge șmecheria asta, schema asta merge. Și încă avem o relație extrem de deschisă. Copilul e sincer cu noi, în proporție mare, că na, 100% nu cred că există, dar cred că e deschisă, comunicăm, ne ascultă, ne contrazice cu aceeași încredere, adică nu e un copil care zice da și face ca ea, își spune și... punctul de vedere și ne contrazice. Bă, nu, bine, ok. Atunci și negociem. Na, eu suntem norocoși. Și în ce direcție crezi că se duce? Spre ce? Ea, așa de la natură, este foarte dăruită în zona muzicală. O să și apară la televizor, la Vocea României, în toamna asta. A cântat ani de zile în corul de copii al radio, care e o întreprindere chiar profesionistă. Și minunat este că acolo vin copii de bunăvoie. Și cu toate astea muncesc ca un om mare și vin în continuare. Ne fiind plătiți, ne nimic. Adică satisfacția e muzica. E minunat și, cum să zic, mă duceam câteodată la repetiții acolo să-mi aduc aminte. Că eu nu fac meseria asta ca să-mi iau un salariu sau să-mi aduc aminte de ce și ce iubim. Cum fac actorii care se duc la Actors Studio, mari actori americani care se întorc să-și aducă aminte reflexele primare ale meseriei. Ale meseriei, da. Când uităm, începem să lucrăm la sertărașe, da. La ce știm noi să facem, la să ne fie comod. Eviți manierismul în care l-am Da, multe. Și să-ți aduci aminte de fapt, băi, ce-mi place, ce mă atrage. Să renaști pasiunea, să mai ațâți focul, da. Mai pui niște vreascuri pe foc. Da. Și sper să ducă în zona asta muzicală, nu e ușor. Și tocmai de asta apreciez acum că s-a apucat de școală. Aha. Ia 11 și a zis, domnule, nu mă mai văd așa mult cu gașca aia pentru că lor nu prea le place de școală. Eu vreau totuși să mă țin de școală, că nu știu dacă o să fac ceva cu muzica. Dar... Băi, bravo, mă! Da. Personajul Zidaru, cum... Asta e o poveste frumoasă. Povestea e așa... Eram la un spectacol cu Gigi Ifriu și el își punea mustață pentru personaj. Când trebuia să se bărbierească pentru alte roluri, atunci își lipea mustața, când putea să-și lase mustața lui. Și într-una din zile, veni mai devreme la teatru, nu știu ce, cu tare, zi, ia dă-mă și mie puțin mustața. Îmi pun mustața, îmi dau ochelarii jos și mă uit în oglindă și nu mă recunosc. Eu văd pe altcineva total. Deci o schimbare 180 de grade. Și în momentul ăla mi-am dat seama de potențialul chestiei. Adică, băi, eu vorbeam normal cu ei și ei se râdeau, se mirau, îi chemau pe alții de la birou. Băi, nu cred. Se uitau și nu eram eu, deloc.
Și mi-a rămas în cap chestia asta. Am avut niște fotografii și mi-a rămas în cap chestia asta. Peste ceva timp apare bunul meu prieten Vlad Masaci, care ca regizor iarăși trebuie să-l trec în zona asta de regizor care știu să provoace actorii. Uh-huh. Poate nu știe la fel de filigranat să apese pe butoane dinăuntru actorilor, dar știe să-i provoace. Uh-huh. Și fac ei. Dacă au talent și profesie. Întotdeauna mi-a dat roluri surprinzătoare. La care nu te-ai așteptat. Da, ideal toți pentru actorii așteaptă asta. Să fie provocați. De fiecare, cu o singură excepție, de fiecare dată când mi-a propus ceva, mi-a propus altceva. Și acum a venit cu textul lui Mimi Brănescu, Acasă la tata, și îmi propune să-l fac pe Petrică Zugravu. Uh-huh. Și în momentul ăla mi se aprinde becul, mustața. Dom'le, mi-am pus mustața la prima repetiție și mi-a ieșit rolul. Deci, dom'le, nu s-a mai putut. Deci... Și mi-a ieșit rolul. Care, mă rog, am luat și ceva, premii, nu știu ce, cu tare și mai departe. Și așa s-a născut, de fapt, acest caracter, pentru că eu am rămas cu el. Toți avem în cap arhetipul unui meșterică de ăsta care se duce pe la toate. Păi cine v-a lucrat aici? Nu se face așa. Boss, păi știu eu. Nu există, toți avem unul. E, ăsta e arhetipul. E, și cumva mi-a uitat atât de simplu după aia. Deci eu dacă îmi pun mustața aia și mă uit o secundă în oglindă, nici mai trebuie acum, că mă văd cu ochii minții, doar o simt aici. Așa, gata, am intrat în personaj. Și din momentul ăla, practic, având conceptul personajului, eu pot să joc orice text îmi dai, ca Dorin Zidaru. Și eu l-am avut pe acest Petrică în cap. Și a venit izolarea. Un moment în care... Nu știu dacă cineva a fost inconștient și relaxat. Toată lumea încuiată în casă. Nu cred că e cineva normal la cap care să nu se fi speriat puțin, să nu se fi întrebat, bă, ce urmează? Ăsta e sfârșitul? Asta e tot? Cum o să fie viața noastră de acum înainte? Și îți dai seama că, bun, hai, în prima zi, ca în prima zi, a doua zi, a treia zi, stai încuiat în casă, n-ai voie să faci nimic, ți-ești frică să și respiri, că dacă ți intră ceva pe nas, parcă respiram mai încet, începusem să devenim așa, și mi-am dat seama, zic, băi, trebuie să fac ceva. Și pentru mine, dar și pentru familia mea și pentru cei din general, trebuie să fac ceva. Și în primul gând a fost, m-am sunat că știam câteva chestii din astea filantropice care ajutau lumea și la care mai ajutam și eu din când în când, cu mai nimic, dar mă rog. Și am sunat și zic, bă, mă pun la dispoziție. Zic, am mașină, nu trebuie să fac altceva să-mi câștig banii, că de bine de rău statul o să-mi plătească salariu. Și zic, mă pun la dispoziție cu mașina să car, să mă duc la bătrân, cu medicamente, cu hrană, cu ce-o fi atunci, în perioada aia. Îmi pun 6 măști, mă îmbrac în cauciuc și ajut. Și stai un pic, că nu știm nici noi, trebuie să facem niște norme, să calculăm, așteaptă nițel, dar îți mulțumim frumos. Și aștept o zi, două, trei, bă, trebuie să fac ceva. Simțeam și eu nevoia să ies de la angoasă. Și îmi vine ideea, stai puțin, dar șofer poate să fie oricine are carnet. Dar ce pot să fac eu? Eu... actorul, eu care am această specializare. Și zic, băi, trebuie să fac ceva ca să-i destind pe oameni. Să uită un pic. Da, să... Sau să fac ceva, ca... imediat mi-am venit ideea 2, ceva satiric, în care să arăt cât de prost suntem, de proști devenim când suntem prea speriați. Cum ne facem singuri niște scenarii mai nasoale. Așa e. Decât ar trebui sau decât e realitatea și așa mai departe. Și atunci, deodată zic, bă, trebuie să fie un ăsta prost, dar care la sfârșit să zici, bă, dar știi că prostul nu vorbește rău? Știi că prostul are dreptate? Și așa mi-a venit ideea. Și pur și simplu m-am dus în curte, mi-am pus mustața așa, ca și cu telefonul așa, am sprijinit de zi, și am zis niște chestii acolo, și ce, o prostie, nu mare lucru. Și am pus-o pe Facebook. Și în timp ce mă gândeam să o pun pe pagina mea de Facebook, băi, nu e bine. Nu e bine că lumea știe că e un actor, ai un actor care nu știu ce, stai mă, noi murim și tu faci bășcălie. Nu e bine. Perspectiva nu e bună. Și pur și simplu mă apuc și inventez o pagină de Facebook, Dorin Zidaru. Nu scriu că sunt eu, nu scriu nimic. Și își face un prost, Dorin Zidaru, și face pagină de Facebook. Și încerc și pun acolo. Eu acum, eu vizante, îl share-uiam normal pe Dorin Zidaru, că la noi exista, n-avem niciun follower, niciun urmăritor. Da. Așa. Dom'le, în
câteva zile a crescut pagina acestui om șocant. Toți prietenii mei de pe pagina mea la rândul lor sau vedeau sau intrau deja, dădeau acolo urmărire și așteptau și ce. Și atunci mi-am făcut o profesiune de creștere. Bă, înseamnă că aici era o nevoie. Și mi-am promis, zic, dom'le, cât o să stăm izolați? Eu de bine eram un petic de curte. Eu mai ieșeam în curte. Dar unii care n-aveau nici balcon. Da. Cunosc. Băi, deci eu n-aș fi vrut să trăiesc în pielea lor. Stai să deschizi geamul, să nu scoți capul pe geam de frică. Cum au trăit atâtea luni de zile? Groaznic. Și băi, să scoată capul în pagina de Facebook. Și dacă n-au curte, să iasă în curtea asta virtuală. Uh-huh. Și mi-am făcut promisiunea că am să fac un filmuleț în fiecare zi. Și pe perioada izolării am făcut chiar un filmuleț cu ăsta în fiecare zi. Da. Culmea, fără să-mi pun ceasul să sune, fără să nimic, mă trezeam de dimineață cu gândul ce filmez azi. Și îți fetele, scriai înainte sau îți făceai o schiță? Le gândeam în cap. Și așteptam oricum dimineața pentru că aveam senzația că în timpul somnului creierul ălălalt, odihnitul, da, lucrează mai bine decât creierul meu ăsta obositul. Și dimineața parcă aveam mult mai multe soluții și mai multă încredere că ideile sunt bune. Nu prea scriam că n-aveam timp. Sau scriam cu liniuță. Aia. Și pe urmă făceam puzzle. Ba nu, hai să zic întâi de aia și pe urmă de aia la altă. Și mă bazam în vorbirea liberă, în improvizație. După ce știam punctele... Astea chiar erau momente de improvizație. Știam în mare niște glume, să zic, sau niște puncte pe care vreau să le ating, niște cuvinte trunchiate sau stâlcite, și restul era o magmă care o lăsam să se întâmple în timpul vorbirii. Și mă scoam dimineață, fetele încă dormeau, și ca să nu le deranjez, mă băgam și filmam în beci. Beci care era praf, niciodată n-am aranjat beciul ăla, că nu ne-a folosit la nimic, nu ne-a trebuit. Și s-a acolo depozitate, aruncate tot felul de lucruri, inclusiv cărțile, că de încă mai aștept o bibliotecă. Era da. Perfect pentru... Și când am văzut că am cărțile acolo în beci, am inventat-o și pe asta ce caută Dorin în beci. Și am inventat ideea că nene zice, eu eram aceea la domn profesor, care m-a chemat acum ca să-i dau o lavabilă de asta, de antivirus, știi? Că dacă e virus ăștia, să dai cu antilavabilă de virus, de antivirus de lavabilă, de lavabilă de antivirus, să-i dai ca să știi, ca să nu ia virus cărțile, să nu se viruseze cultura, știi? Și acum eu ca să-i dau cu lavabilă, trebuie ca să-i fărm biblioteca, știi? Și am băgat cărțile aceia în beci ca să-i dau cu anti-arginți ăștia, virus de argint. De anti-argint, de, mă rog, înțelegi, de antilavabilă de argint, așa. Și... acum dacă a venit izolarea, nu mai aveam voie ca să ies pe stradă și m-a culcat domnul profesor aici în beci. Și de aici a început un jurnal video cu prostul ăsta în beci la domn profesor. După ceva vreme, pentru că a început să capete urmăritor toată prosteala asta, a apărut și un domn profesor. Tot coleg cu mine și cu Ion Alexandrescu și mai departe, George Lungoci. Mă rog, care actualmente lucrează la Televiziunea Română, de fapt lucrează de foarte mult timp. Care e domn profesor și care de la el de acasă îmi trimitea niște filmulețe. Și eu le montam. Ce zicea domn profesor, ce ziceam eu? Că cum ar veni, eu rămâneam încuiat în beci și nu mă vedeam cu el. Da. Și au început niște filmulețe cu montaj cu domn profesor, care vorbea într-un limbaj elevat. Eu nu înțelegeam nimic și răspundeam ce prostii înțelegeam eu. După care mi-a trimis cineva un filmuleț, Mirela Zeța. Da. Mi-a trimis un filmuleț. Te pot dori de ce faci, stai aici de la videle, eu mai șlefuiesc. Și asta era vară mea, sau nu știu cine, o fostă verișoară. Pac, îmi trimite Liliana Popovici, da, de la Teatru Mic, da, filmuleț. Că e fosta mea nevastă, Livisto Artesa. Băi, și a început o întreagă chestie. A apărut altul care era, credea că e fimiu. Unu Bebițu de la Iași. Este Gabriel Vatavu cu care joc diseară. Și au început să apară și îl căuta pe Tasu. Până la urmă afla că nu sunt eu Tasu. A crezut că e domn profesor Tasu. Pormă, eu i-am zis de nu știu ce, eram nu știu unde și acolo era și Ianțu. Ianțu e tata și sunt pe Ianțu, bă, trebuie să intri acum că am vorbit de tine. Mi-a trimis filmuleț și încep să apară în filmuleț Virgil Ianțu.
Ștefan Bănică Junior, Cabral, Andy Moisescu. Deci, și ți-a ajuns la ceva. Am un serial pe tema asta, se cheamă Mortar Combat. Între timp am pus muzici. S-au compus muzici. Și fără să plătești nimic. Absolut pe dreptul nimic. Și toți trimiteau, păi nu, pentru că totul era creație. Și noi nu ne-am întâlnit niciodată. Noi nu ne-am văzut față în față. Și am două filme. Mai am unul, tot acolo în Beci, când am vrut ca să-i mai fac un pic, aveam un zid acolo care nu-i dădea spațiozitate, de avengură la spațiu, care a început așa și când am dat în el așa, a început să-mi apară una, dar mai rubinie, așa, mai băbănie, știi, cum îmi place mie, știi, mai, să fie mai pârguincioasă, femeia mea așa îmi place, știi, mai pârguincioasă. Și am găsit un zid acolo și am zis, bă, e un fel de Ana lui Manole, știi, de că este mai babana așa, și am zis babana lui Manole. Știi? Și de că care eu sunt inversul la Manole, care Manole a băgat-o în zid și o scot de cât, știi? Și am făcut un serial. Apare babana asta, care apare în vis. Și e colega mea, Nadiana Sălăgean, care de la ea de acasă îmi trimitea filme. Și eu vorbeam cu babana lui Manole. Poți să faci un film de lung metraj. Păi ăsta, în Mortar Combat, dacă îl lipesc, are 2 ore. L-am și lipit, am făcut un, dar are vreo 40 de minute. E un mediu metraj. Babana lui Manole și ăsta, Mortar Combat, sunt 2. Deci s-a dus, recunosc acum, de ceva vreme, am lăsat-o moale pentru că cumva și-a pierdut utilitatea primară, aia inițială. Și doi, și dacă storci prea mult, se demonetizează. Lasă să mai aștepte lumea, să mai apară. Da, să mai apară ăsta, să, nu știu ce. Eu mai am câteva idei în cap, mai perorez despre câte ceva. Am una pe care încă n-am filmat-o. O am în cap așa cu asta, cu teoria conspirației, cu vedei? Înțelegi? Că mai am aflat că de ce, cum conduce ăștia lumea. Cum ne conduce ăștia, știi ce zic? Că te face, că de ce s-a inventat religiile, de ce s-a inventat, înțelegi? Ca să-ți bagi în cap, ca să faci ca ei, că acolo zice cum fac, că mănânci, când cu tare, că te rogi, că nu știu ce. Că nu e numai la noi, e toți ăștia, că unii ce că conduce lumea religii, alții ce că nu religii, că e ăștia de la Enel, ăștia cu lumina, ăștia iluminați. Alții, pe urmă, zice că nu e, că nu e, că e mult prea grasul și prea fericit ăla lor, care l-are ăla chel, a lor, nu de la noi, de la ei, ăla cu pisica aia, a lor, care are, știi, ăia, cu bezișoarele alea de miroase. Alții zice că e framason, dar nu e, că e francez, nu e pentru toată planeta. E, pe urmă, alții zice că e părât scoțian. Eu n-am văzut, adică eu am văzut câțiva scoțieni, n-are râd. Na, mă rog, treaba lor, să fie la ei. Dar nu contează. Ce? Că nu e. Deci ăștia toți e în greșeală. Nu ăștia conduce lumea. Știi ce conduce lumea? Că zice, toți ne face ce Doamne ajută. Nu. Știi ce e de fapt? Foamea ajută. Și pentru alte idei de șepte, mai... Deci acesta pe popoc ăsta, pe podcastul ăsta care avem, popoc, și mai vă zic eu și altele care am, deci pe cutia ucraneană rup, deci n-am, idolii mei, zeii mei, care am eu pe YouTube-urile mele, pe Instagram-urile mele, deci dacă nu mă oprești, o țin o oră. Dar de politică deci, e corect? Mine. Dar de politică e corect? Nu e corect. Ce zici? Nu este corect. De, nu e corect. Corect de... Bă, nene, de... Eu, de sunt care am meserie pe mine, de ce o rup, deci eu arunc direct de mistrie, deci eu numai direct în canceu, babam, babam, deci n-am. Păi eu sunt egal cu, de exemplu, cu Varmea de la Videle, păi aia săraca nu are nici nu are, ea are manualitatea ei care are pe manualitate, dar ea nu le are pe astea, deci ea nu știe, îți face cărămiza de dacă o pui, ți-e așa, înțelegi, zidurile, că mai se gândește, mai se răgândește. N-are, că femeile are părerile ei care, știi, și ei mai le place și, a, nu mi-a plăcut așa, Adrela, am făcut mai așa. Înțelegi? Că ele e pe artă, e pe poezie, pe duce medolie, femeile, general, știi? Deci nu, noi n-a cum să fie egal. Și dacă ești acuzat de pe discriminare. Cum să fie? Cine? Eu? Cine nu mă acuze pe mine? Păi sunt și la atrepriză. Deci, na, cine? Du-te, mă, na, și pe urmă, eu mai am o chestie care, încă eu m-am gândit, mi-am făcut echipă, am echipă de aventiști. Deci e mai buni. Aventiștii n-ai, tati, de nu. Nu fură, în primul rând că nu fură, înțelegi? De la mine în echipă, unul n-a făcut pușcării, o zi. Actul teatral
Se întâmplă între scenă și public. El nu poate să aibă loc fără public. El nu există fără public. Este o repetiție generală fără public, dar la noi e teatru. Așa sau, este. Nu știu, spectacol de balet sau de dans este sau relația o pictură asta în întuneric undeva depozitată nu există. Nu există. Ea există în ochii celui care o privește. Sigur că există și în sufletul celui care a creat-o. Dar e o experiență unică. Da. Spectacolul există între, așa încât fără voi. Deci veniți diseară, că fără voi noi nu facem spectacol. Noi ne scălămbăim între noi pe scenă, ca să zic așa. Aia e experiența și este unică și irepetabilă. Pe care o trăiești o singură dată în seara aia. Tu poți să vii din nou la spectacol, la același spectacol, dar vei trăi altă experiență. Și tu și noi. Deci va fi un alt spectacol. Așa că e un spectacol unic și irepetabil. Marius, îți mulțumesc pentru că ai onorat invitația noastră. Plăcerea a fost de partea mea. Și că ești alături de noi la evenimentul ăsta, care e foarte important pentru comunitatea noastră. Tu ai mai fost vreodată în Târgu Jiu? Nu. Nu e prima dată. E drept că am trecut așa cu mașina, da, dar nu... Nu zic dacă ai performat în Târgu Jiu. Iacă-te, e un început. Dacă un cap de pod. Un cap de pod. Dacă vei simți publicul în seara asta și cu siguranță așa va fi aproape de tine și te vei simți bine la noi, noi te mai așteptăm. Să facă ăștia autostradă. Da. Să facă o stradă mai lată. Și un aeroport, dacă se poate, că e orașul lui Brâncuș și ar prinde bine. Oho, mai mult, da, turism. Mai e. Și am putea invita mai mulți artiști care s-ar deplasa mult mai ușor, pentru că, da, mulți dintre ei ar veni, dar pe o perioadă mai lungă de timp. E dificil, e dificil, nu? Pierzi dificil atâtea ore pe drum. E și dificil. E greu drumul, e greu. Da. Iacă-te că ar fi util asta, poate. Bă, să 33 gândesc. De ani sau cât sunt? Nu 30, da, 33 de ani. Da. Îmi faci un drum. Da. Bă, gata, atât, nu mai... Să revenim. Deci, eu promit că te voi mai invita. Cu mare bucurie mă voi reîntoarce. Și mulțumesc și pentru faptul că ai acceptat să fii prezent în podcastul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Nu, e când trebuie să vorbesc, deci da, nu mă mai oprește nimeni. Corect. Hai, Doamne ajută. Hai să devenim mai buni un pic. Măcar un pic.